Echipa de fete de la Phoenix a calificat în play-off de pe locul 7. Cum campionatul este întrerupt, elevele lui Eugenio Rodriguez se pregătesc în sala proprie, dar în formulă incompletă. Ele au avut după Final Four și All-Star, au avut o zi, doar o singură zi de refacere, de odihnă. Au reînceput pregătirea, însă avem 3 jucătoare la lotul național, 2 la lotul de senioare, Romina Filip și Hanna Demeter, și o jucătoare la lotul național de U18, și e vorba de Andreea Crețu. Deci nu sunt în formula completă, dar e o oportunitate și un moment bun pentru a căuta să tragă de jucătoarele din linia a doua pentru a realiza un ajutor mult mai bun în ce privește rotația. Ele, suntem optimiști și ne dorim la fel meciuri bune în play-off, un play-off care este deschis din punctul meu de vedere oricărui rezultat. Phoenix poate fi surpriza plăcută a play-off-ului. Elevele lui Eugenio Rodriguez și-au demonstrat că se pot bate de la egal la egal cu orice formație din Liga Națională Feminină de Basket. Nu ar fi exclus ca formația gălățeană să se califice în semifinalele play-off-ului.